Dacă sunteți în căutarea unei mulinete de încredere cu ajutorul căreia pescuitul pe distanță mari să devină posibil, alegeți mulineta Banax Helicon, cu care veți prinde exemplare frumoase de crabi și peste câțiva ani buni. Această mulinetă cu bait runner se bucură în continuare de popularitate, fapt ce se datorează unui anumit motiv: nu i-a dezamăgit pe crapiști. Funcționarea bună a mulinetei e dată de cei 6 rulmenți, de un anti-revers supersensibil și de un mecanism interior extrem de precis și bine fixat. Manivela e puternică și asigură o manevrare sigură și în cazul obosirii unor pești mai mari. Celelalte componente, cum ar fi frânele, maneta bait runner-ului, sunt concepute și poziționate în așa fel încât să fie la îndemână. Acestea funcționează perfect, datorită mecanismului de oscilație Wormshaft, care dozează uniform firul pe tamburul Long Cast. În cazul unei mulinete bune, criteriul de bază, atât în cazul tamburului principal din aluminiu, cât și în cazul tamburului de rezervă din grafit, este o frână de nădejde. Sub tambur este plasat un capac de protecție care are rolul de a nu lăsa firul să intre sub axul acestuia. Această mulinetă se remarcă față de celelalte mulinete din aceeași categorie și datorită faptului că are carcasă de metal și sistem de oscilație cu două viteze. Datorită acestei soluții, firul se așează pe tambur cu o precizie inginerească. În timpul lansării, firul se derulează aproape fără frecare de pe tamburul alungit din metal, tambur cu un diametru imens și prevăzut cu buze titanizate. Dacă doriți calitate la un preț accesibil, alegeți mulineta Banax Helicon. Sunați acum și comandați mulineta la numai 269 de lei. Achiziționați mulineta Banax Helicon cu carcasă super puternică de metal, sistem de oscilație cu două viteze, 6 rulmenți, anti-revers infinit și bait runner. Nu vă lasă la greu nici în cazul în care o solicitați la maximum. Cele peste 20.000 de bucăți vândute pe piața din Ungaria și din România vorbesc de la sine. Sunați-ne și comandați mulineta Banax Helicon la prețul de 269 de lei.